Bună, bună, dragii mei! Eu sunt Aurel și astăzi continuăm seria noastră din Dream Sim Vienna. Dragii mei, suntem, bineînțeles, pe ruta 76, dacă nu mă înșel, și trebuie să plecăm spre capăt, e ultima noastră cursă, tură, hai, cum vreți voi să-i spuneți. Avem un reskin pentru acest tramvai Flexi Amtrak, știți, e acea firmă de locomotive din America. E bine, uite că o regăsim și pe un astfel de tramvai. Mai am și alte reskinuri și o să vi le prezint în clipurile următoare, chiar și ceva românesc. Acestea fiind spuse, hai să trecem la treabă, să ne facem treaba. Suntem, nu știu, e ora 17 și ceva și trebuie să ajungem, imediat vă spun, dați așa să ne uităm, deci trebuie să plecăm la 17.23 și acum e 17.19 și plecăm din Borse spre St. Marx, așa îi spune, deci undeva la 21 de minute, da? Ceva de genul. Bun. Nu mai zăbovim, hai să pornim și noi, tramvaiul ăsta. Stai așa că... e o problemă cu ăsta. Tot timpul în vârst de cheia se dă mai mult decât e cazul. Hai să vedem că trebuie să așteptăm să se deschidă. Ok, bun. S-a deschis. Mai pâlpâie ăla, mai pâlpâie. Hai să mai așteptăm un pic. Gata. Gata. Bun. Rezolvată și problema asta. Ok. Rezolvat și aici. Ridicăm pantograful. Bun. S-a dus cam sus, ați văzut? Dar și-a revenit până la urmă. Bun, am ridicat pantograful. Hai să vedem aici ce facem. Traseul 71, nu 76, dorele. Ok, personal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vedeți, nu spuneți la nimeni codul ăsta, da? Așa, și să selectăm St. Marx, corect. Corect. Hai să vedem. Foarte, foarte bine. Bun. Practic noi suntem ready. Hai să vedem cât e ceasul. 21 și trebuie să plecăm la 23. Putem să mai dăm un minut de aici, nu e problemă. Așa că nu mai avem decât câteva secunde de stat. Și nu poate decât să mă bucure asta. Bun. Stația e aproape. Nu e departe de aici. Așa că putem să-i dăm încet, încet. Avem roșu. Frumos, frumos reskinul ăsta, chiar îmi place. Chiar e mișto. Noi trebuie să facem dreapta aici. Hai să și semnalizăm. E foarte frumos tramvaiul ăsta. Aș fi vrut un tramvai din ăla, cum îi spune, mă, cum le spune la tramvaiele alea? Tetra, Tatra, cum le spune? Alea vechi așa, rotunde ele.
Noi încă avem roșu, dragilor, așa că stăm pe poziție. Probabil după ce se face roșu la mașini, se face și pentru noi verde. Asta zic, ce v-am spus. Schottentor. Umsteigen zu U2. 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 1A. Avem liber. Normal că trebuia să fie și un, și un spike. A, ce spike, să moară Jana. De nu și-a mai revenit. Rathausplatz, Burgtheater. Avem întârziere jumătate de minut. Recuperăm, nu-i problemă. Un minut acum, întârziere. Opa! Opa! Na, că... Uite, v-am dat... spoiler, să spun așa. Da, avem și alte reskinuri. O să v-am zis, o să vi le prezint pe parcurs în funcție de cum o să înregistrăm. E roșu pentru tine, Dorelai. Mamă, dacă durează, bă. Hai că suntem liberi. Hai, mă. Aia zic. Nu se făcuse verde pentru noi. Bine, liber. Verde, liberă trecere. 2 minute avem întârziere acum din cauza că stăm la semafoarele astea. Umsteigen zu 2. Ia, o să trecem lângă Parlament. Dornbach. Îmi place traficul, să știți, nu știu, mie mi se pare ok traficul. A, mai sunt buguri, mai dispar, uite, vezi câte o mașină, da. Atâta timp cât nu mă încurcă pe mine. Nu prea mai văd traficul atât de ostil. Thank you.
că am rezolvat și stația asta. Ring, Volkstheater. Umsteigen zu U3. 46, 49, 48a. Mergem tot înainte noi. Dar avem roșu acum, așa că va trebui să așteptăm. Mamă, dar cât durează. Bă, frate, deci noi intrăm în întârziere numai din cauza la semafoarele astea. Nu mai pui și trafic. Deci nu mai pui și trafic. Foarte hell, fie antenă, bă, cât mă ține. Greu, domnule, greu. Burgring. Umsteigen zu 57A. Asta zic. Altceva, tat. N-au mai scăpat ăștia de batistele alea de la gură. Nu pleacă decât dacă bagi gaz în ea, fie antenă. Opa, Karlsplatz. Umsteigen zu U1. U4. D. Ce bă, am ajuns pe capăt? Nu cred. 59A. Badener Bahn nach Baden. Hai că ajungem și în stație. Oricum, avem întârziere ghebos. 4 minute.
Dar n-a fost vina noastră, aia e buba. Asta e traficul. Așteaptă să urce lumea. Ia uite-l, bă, e repede să închidă ușa. Ready to go. Schwarzenbergplatz. Trebuia să mă fi oprit mai în spate, dar n-are nimic, e ok și aici. Nic, ioc, nada. Asta e pentru stânga. Să așteptăm acum să treacă borfașul. Am trecut pe un pic de roșu, iertați-mă pe mine, dar chiar nu l-am văzut. De asta e bine să stai numai în tramvai, să nu mai ieși autocamera, știi? Mai așteptăm un pic să plece asta și dăm mai în față. Mamă. Bă, dar toată lumea stă astăzi, mă. Nu-i în curs săptămânii, nu vă grăbiți. Doamne, nu mai pleacă ăsta, fie antenă. Ia să vedem care-i treaba. 17:37. Ai de mama noastră. Ai de mama noastră. Ia să vedem, mai avem tramvai în spate? Nu mai avem. E destul că suntem noi. Dă-mă să mă duc mai în față, poate îl stimulez cumva. Ritmul ăsta e că ajungem cu 20 de minute pe capăt.
S-a cam golit tramvaiul meu. Ai, 14 minute de întârziere, ești nebun la cap. Opa, alt tramvai în fața noastră. Mamă, ce lung e ăla. Zici că e trept. Era roșu? Mă uitam după altele. Era roșu, cred că. Că altfel n-aveam cum să-l găsesc pe ăsta în fața mea. Da. Tipic lui Dorel. Codiță de purcel. Astăzi nu prea. Mamă, dacă nu m-a zăpăcit ăsta. Bine, ăsta e altul, dar tot am avut în fața mea ăștia nuțuri de păși 60. Mă refer pe exterior sau unei mei liber așa. Hai, fetiță, ha? Parlament. Umsteigen zu 2. Ja, in Richtung Dornbach. Mama, mă doare spatele de atâta aglomerație. Ai, mă, fă-te verde odată, mă, să trec și eu, mă. Stai verde și nu văd eu bine. Bă, e lungă la, mă. Cred că e cel mai lung tramvai. Hai să oprim. Trebuie să mai așteptăm un pic. Te grăbești. Da, nu prea s-au încărcat nici texturile ca lumea, oricum. Ceva lipsește.
Am plecat. Mai greu ce e adevărat, dar plecăm și noi într-un final. Da, nu știu, nu sunt apele mele astăzi. Par așa pierdut. Ring, Volkstheater. Umsteigen zu U3. 46, 49, 48A. Hai, boss, hai! Aoleu! Și tramvai nou și el se mișcă greu, tare l-a plecat de pe loc. Întârziere 18 minute, ești nebun la cap. 18 minute de întârziere. Dar cum ajungeau ăștia aici, mă, zburau? Pe bune! Și am plecat. Mare și parlamentul ăsta al lor. Ai, ai, tata, să bată și soarele dacă e fix în ochi. Hai că treceam de gara dacă mă întreb pe mine. Dacă mă întreb pe mine, treceam de gara, boss. Am fost la limită. Au ce prototip acolo. Oper, Karlsplatz. Umsteigen zu U1. Ce limba vorbești tu? D2, 62, 2A, 59A, Badener Bahn nach Baden. Mamă, dar ce s-a murdărit tramvaiul? Hai, tăticu, hai, mișcare. Schwarzenbergplatz. Asta zic. Prin și noi ceva să mai fără reversi. Da, putem să oprim și stația asta fără griji.
Asta-i. Hai. Uit tot timpul să blochez ușile, de asta nu merge din prima. Că ușile rămân blocate chiar dacă eu umblu la ele. Tam tam. Hai mă, fii atent că nu mă las să plec. Aha. Aha. Mărișor și traseul ăsta, cred că e mai mic, dar... Da. Am Heumarkt. Ia auzi, vorbește limbi străine și ăsta. Avem roșu. Asta zic, hai să facem mine verde. Sau nu se face. Am văzut că e roșu pentru pietoni. Da, e bine. E bine. Hop. Asta zic. Era să-i fac spatele ăsta. Ce e iar roșu? Era să mă fac eu roșu de tot. Noi ar trebui să facem stânga aici, dacă nu mă înșel. Și avem liber pentru stânga. A scăpat de aglomerația aia. 16 minute de întârziere. Fii rar, mă, mințica ta. Și n-am zis, bă, că ăsta face curba așa. Da, e clar, trebuie să mai exersăm. Cu tramvaiele nu-i ca la trenuri, știi? Adică trebuie să fim un pic mai delicați. Dar... Da, suntem ok așa, pe total. Mi-a fost mai greu la început, până am învățat să pornim tramvaiele astea. Nu am vrut nici cum să pornesc manual. Așa că... Hai, tăticule, că am ajuns, că aici e capătul. Aici e capătul. Pac, frumos, elegant, corespunzător. Nu e capătul aici, mă? Nu e, mă, capătul aici. Fii antenă, mă, că nu e. Ce avem impresia că aici e capătul? Doamne ferește! Sigur nu e capătul aici, mă? Văd că n-am coborât toți. Ia stai un pic. Stai un pic că mă uit. Ba da, mă, aici e capătul. Aici e capătul, mă. Ce țeapă l-am auzit. N-ai treabă, ăsta e, uite. Doar că... Stai așa. Borse, uite, ăsta e, da. Doar că mă pune să fac retur. Dar nu facem astăzi în niciun caz. Ne oprim aici pentru astăzi ajunge. Am dat drumul la compresor, ci...
face și el pe... Ideea e că ăsta a fost scopul, să vă arăt skin-uri, să vedeți și voi cam despre ce este vorba. Da, vedem. Ne întâlnim data viitoare, așadar, dragii mei, nu uitați de like, nu uitați de share și, bineînțeles, să vă abonați. La revedere, numai bine!